Azi, în prima zi de la decizia suplimentării biletelor și a celor două proiecții, au început să apară mai mulți buzoieni la sediul Centrului Francofon din Buzău, situat în incinta Consiliului Județean. Vă rog, bilete pentru film, mai sunt? Exact, mai sunt. Ia să vedem. Am venit ieri și... Ați trecut pe listă? Da, da, Roșca Adrian. Pentru sâmbătă la ora 16. Exact. Roșca Adrian. Două bilete. La poziția copilului. Am auzit că sunt zilele filmului românesc și pentru că a primit premiul acest film, am hotărât să vin să-l văd. Și, nu știu, cred că e o ocazie bună să-l vedem. Am auzit de la colegii din clasă de evenimentul acesta. Am luat unul pentru duminică la domestic și pentru poziția copilului, care am auzit că e foarte frumos. Cum dați la decizia asta, mai ales că e o premieră pentru Buzău, să vină filme premiate, filme românești? Da, chiar am văzut un afiș, eram la o plimbare și zic, de ce nu? Dacă tot se face că acest lucru pentru Buzău, sunt cam rare chestiile astea, ar trebui făcute din ce în ce mai des. Că e bine, prinde la public, cum s-ar zice. Datorită cererii foarte mari de bilete pentru aceste 6 proiecții, am hotărât să suplimentăm 2 proiecții. Este vorba de poziția copilului pentru sâmbătă la orele 16 și domestic. Este un film educativ care am avut cereri și de la școli, mai ales de la elevi, pentru duminică la orele 16. Cei interesați pot veni să achiziționeze bilete de aici, de la Centrul Cultural Francofon, din foierul la sala Consiliului Județean. Intrarea la cele 6 proiecții românești este gratuită, dar cum numărul de doritori este foarte mare, organizatorii, Consiliul Județean și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale au aplicat soluția emiterii de bilete pentru fiecare film ce va rula, tichete limitate la numărul de locuri disponibile în sala mare a Consiliului Județean. Astfel, în cazul foarte probabil în care numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, numai cei care vor avea tichete speciale vor putea intra în sală. Campus TV și Radio Campus va oferi câte 2 bilete pentru zeci de buzoieni care vor fi atenți la programele TV și radio. Pentru a putea câștiga, ascultătorii trebuie să fie atenți la programele Radio Campus de dimineață de la ora 7 până după amiază la ora 15 și de seară între 19 și 22. De asemenea, tot de astăzi urmăriți emisiunile Impact în Campus TV de la ora 18 și campus.pi de la ora 20, când vor fi puse la bătaie bilete pentru acest eveniment.